Bună seara și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și în această seară vă voi prezenta un controler de temperatură. Este un controler de temperatură special pe care îl găsim la un preț mic și acesta este un de fapt un dispozitiv care are un releu și avem pentru a intra în detalii este nevoie de prezentăm mai întâi cum se alimentează. Este un controler care se alimentează la o tensiune de 12 volți, mai precis între 9 volți și 22 de volți. Acest controler face funcția de termostat, pentru că nu este impropriu să spune și termostat, este un controler cu care reglăm temperatura între anumite intervale. Trebuie să avem la acest model de controler să avem în considerație și modul în care se setează temperatura, care se reglează temperatura. Avem aici acest controler XHW3001 care prin aceste butoane putem controla temperatura între anumite limite, deci practic el la o anumită temperatură pe care o setăm inițial, pentru că limitele de temperatură sunt între minus 35 de grade și plus 120 de grade, dar temperatura trebuie să o setăm inițial, nu așa, pentru că trebuie să facem el trebuie să știe cum să pornească și când să se oprească, deci. Și astfel avem această tastă care apăsăm up și down, urcare și coborâre. Prima oară facem, să zicem, pe coborâre, apăsăm o dată, după aceea apăsăm o dată lung și după ce apăsăm lung, setăm temperatura, observăm că display-ul pulpâie și atunci setăm temperatura minimă, să zicem 22,4 grade Celsius, așteptăm până memorează, iar la urcare facem la fel, tot așa. Apăsăm lung, facem în acest caz 24,3 grade Celsius și ulterior o memorează. Este o simplitate deosebită la utilizarea acestui tip de controler. Am montat și acest aparat de măsură pentru a urmări atunci când crește temperatura, pentru că o să creștem temperatura, avem o sondă cu care putem să controlăm temperatura, pe care o conectăm pe radiatorul de răcire la un etaj final, să zicem, la radiatorul mașinii, să zicem că facem o automatizare pe la un autovehicul și așa mai departe. Această sondă, în acest caz, punem mâna pe ea ca să temperatura corpului este una mai ridicată decât cea pe care am setat-o și observăm că controlerul a pornit. Și pentru pornirea lui am conectat la ieșirea lui, pentru că pe firele galben și negru are o ieșire care scoate o tensiune egală cu tensiunea de alimentare. Are în interior un releu care pe acele două fire o să scoată tot tensiunea de alimentare, în acest caz 13,4 volți. Am luat o tensiune puțin mai mare pentru că utilizându-l, de exemplu, la un automobil sau la un amplificator audio, avem acolo niște tensiuni care sunt uneori mai mari decât de 12 volți, tensiunea optimă pe care o are acest controler atunci când îl alimentăm în mod corect. Ca să vedem și dacă se oprește, avem aici. Deocamdată să-i dăm o temperatură, să zicem 24,3 grade, îi dăm pe down, apăsăm lung și dăm 24,3 grade. Să zicem. Atunci când o să memoreze această temperatură, el se oprește pentru că nu mai avem acea temperatură pe sondă. Practic este un mod simplu de a programa acest controler, are un montaj electronic în interior care
lucrează inteligent și datorită acestui fapt putem să facem din aceste două taste temperatura atât cea de down cât și cea de up, deci atât temperatura maximă cât și cea minimă le putem face în mod independent și ceea ce constituie o particularitate a acestui controller față de celelalte controlere în care, la care putem să reglăm, de exemplu, numai temperatura maximă sau, mă rog, au alte dezavantaje care ne încurcă la utilizarea lui ulterior. Sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în materialele următoare pentru a discuta lucruri cât mai interesante despre electrotehnică și electronică. Iar acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!